Raliul Moldovei desfășurat în weekend la Bacău a fost unul special pentru Valentin Porcișteanu, în contextul în care a concurat pe o mașină de rezervă oferită de Titi Aur. Mașina pe care concurau Porcișteanu și Dobre nu a putut fi reparată în timp util pentru această competiție. Raliul Moldovei din cadrul campionatului național Dunlop a fost câștigat de francezul François Delecourt. Am muncit extrem de mult cu mașina, am multe băde de cap, am încercat să trecem peste fiecare obstacol, să mergem în continuare și să ne vedem de obiectiv. Vreau să încep prin a-i mulțumi lui Titi pentru gestul pe care l-a făcut. Fără ajutorul lui, poate ne-a fi chinuit mult mai mult să găsim o variantă pentru a fi prezenți aici la Bacău. După cum știm, mașina noastră a suferit un incident la sesiunea de teste și n-a putut fi gata în timp util, așa cum ne-a fi dorit, la nivel de performanță maximă. Valentin Porcișteanu consideră totuși că în condițiile date locul 5 este bun, mai ales că această poziție îl menține în continuare în fruntea clasamentului cu 60 de puncte. Le mulțumim și mecanicilor de la Corina Motors pentru că au avut 3 zile de foc de luni, de când au luat mașina până au venit joi la Bacău. Au trebuit să schimbe foarte multe lucruri, au verificat-o toată din bară în bară, cum zicem noi, și după cum vedem, a rezistat, nu a avut nicio problemă și ne bucurăm că suntem aici la final cu 10 puncte strânse. Următoarea cursă va fi la Cluj, acolo unde Valentin Porcișteanu va reveni la volanul mașinii sale Mitsubishi Evo 10 R4.